Ai la Delta, ai la Delta. Am băgat plumbul mai greu acum. Și cu musculițele pentru bibon. Să căutăm și noi bibon. La amiază. Ce se aude, domnul Emil? A început să mănânce? Pe acolo nu luai nimic. Un pui de biban. Mi-am făcut friptura. Dar treaba e să mai micșorez... Să mai micșorez tigaia, că... Ard uleiul degeaba cu asta. Ziceam să mă duc pe la taluz, dar nici nu știu. Fi băgână, fi băgână. Mai dau două mâini aici și mă duc la cădere să vede ce-o fi. Voi da două blete, ceva de... La nici o muscă nu, nu? Ieri mânca pe galben al lui. Am făcut. Ai făcut? N-am făcut. Ia să vedem cu ce tehnologie am luat. Uite ce... Păi să văd... Ce? Oia mici? Aia doi... Pui aia două blesi. Doi puișori de ăștia loc. Așa. Păi doi am luat aseară o grămă, domnule. Dar la arter seara am făcut treabă pe taluș, aseară m-am luat ca prostul după Cristiu. Bă, cinci am scăpat. Ce trebuie cu cinci mai scăpat? Am mai luat el doi și atât, în rest n-am luat nimeni. Nici la parașute n-am luat nimeni. Și... Păi nu contează, domnule, mănâncă orice. Ideea e că eu am fost cu Iulica pe taluz, să vedeți ce frumos îmi dădea în ea, bucăți. De unde sunt muștele alea? Care? Care muște? Care dau eu acum? Da, care dai? A, de unde sunt? De la Pustoai, care de la care? Nu știu, o fată tânără acolo, una blondă. Da, la gara sau unde? La Ruș, domnule, în bazar. Dar asta era linia deja făcută. S-ar putea să fie de la Florin. La astea ați luat pe aia, nu? Da. Poftim? Sunt ale nu. Nu e lucrătura mea. Vai de mine! Păi uitați-vă, vă arăt eu lucrătura mea, nu mă cunoașteți. Alți producători. E treaba domnului Emil, dar e treaba, da. Alte șmecherii. Nu dă muscă, e treaba. E treaba că nu e peștele aici. Că-i legi oață și prinzi bibani, ce mare socoteală cu atâtea muște. E legația, ăla-i pusese oața în vârful curligului și luase niște bibani mari. Dar dacă nu e aici, în ce să dai? Cine să vânezi? Dar acolo, la curbă, cum făceai? Zic, zic, bang, lua bățul, măi, era peștele acolo. Uite acolo, la curbă. Poftiți? Ne-a venit comisia. Păi să tău o comisie, că de-aia ne-a dat afară cu mașinile dată. Păi dacă mă la curbă, cine mai văd? Dacă te duce bundusa. A venit comisie? Mai văd eu curat în barcă? A venit comisia aici? A, băieți ăștia. Păi nu băgai mașina. Da. A, să le tragem de acolo, din fața lor? De la barieră. A, la barieră, în fa. Da. Și timpul e bun, dar nu vrea prost să se mânce. Dacă el nu e aici. Dacă el nu e aici, domnule Emil.
Bibănelul, nu e aici Bibănelul. Unde o fi? A ciuat. Unde o fi a ciuat? O fi mai jos în Buturui, dar cine se riscă? Care Buturui? Aci, de acolo, aș pe fund Agă. Pe fundul apei. Nu mai fi bibană. Zicea Virgil că merge la Măreană, o să mă duc el la Măreană. Dar nu mergeați că iapa a crescut. Poate mâine vreau să mă duc. Păi da, a luat niște alea frumoase ieri. A, Bibanu. Ea vorbește cu Toni la telefon. Să-ți vorbește cu Bibanu. Vorbește Păi ce să mai vorbesc cu Toni, că eu am prăjit Bibanii cu totul și am mâncat cu totul. Înseamnă că am mâncat și ieri cu totul. Asta vreau. Având în vedere că încă trăiesc, nu afectează organismul uman. Ce dracu fierbe? Habar n-am. Păi mai erau aia rușii. I-am dat la o parte, am prăjit și tot am mâncat și de aia. Ești vier. Să plimbă și ei pe-n pește, că n-are sens. Nu mai au unde să se plimbe. Să pe-n pește. Plimbă pe-n pește, domnul. Trimiți extrateriștii și pe aia. Păi da, așa e lucrarea de la extrateriști. Domnul Emil, trebuie să acceptăm tot ce e natural. Extrateriștii au hotărât. Viermile, plimbați-vă pe aici. Noi mâncăm. Până la urmă, ce să facem, că trebuie să ne hrănim cu ceva. Aia nu prinsesem eu broaștile alea, aveam niște pulpe de broască, aia n-avea nimic. Iată. Mai pulpă ca lumea. Le-am prins la muscă. Am făcut un film cu să prindem broasca la muscă. Tai pulpele, am melci acolo în grădină. Fac omletă de aia de melci. Deci în 14 mă doare. Miroasă, are gust de aromă de trandafir. Dă o leacă rateuri pe recul, dar e bun. O să obișnuiește organismul. Păi ce sunt mai sănătoși decât peștele ăsta care înghite toate prostiile? Vier, râme, lipituri, brezla, hoituri. Cum? Păi... Păi bine, am o ieșire acolo la o expediție de 2 zile. La Vâlcel. De vineri până... De vineri... Ia să mă o să dăm la 35. De vineri până sâmbătă după masă. Crab de 12 kg, zice, cât crab s-a luat. Are ăsta, vine cu 2 băieți. Liviu ăsta și a zis că lor le place să dea la crap. Hai mă că văd eu la crap de de la crap. Și ăla trage și noapte. La cara? Da, are și la zile și zile, mănâncă câteodată bine, bine. Am fost eu unde dăduse aia 500 de mii, luau fluturaș mai mișca la balta aia fără plată. Dădeau după crap și de dimineață până la 11:01 nu au văzut trăsături. Să ne concentrăm atenția pe Biban. Ați avut drumați acolo? Aaa, păi eu chiar mă mir de... Putea să stați pe București.
Putea să stați pe București, nu luați pește ca lumea. Ați văzut că am luat eu pe aia 4 pe filmare și a zis că aici e lovitura. Nu vedeți că dau un gol, dar pun toate filmele. Cum să nu merg, nu? Nu știu, păi și de ce nu v-ați abonat? Păi de ce nu dați click la abonați-vă și atât? Să vă intre e-mail ăla, știu eu de ce. Auziți? Dar nu e adevărată regula asta. Știți de ce? Vă demonstrez. Pentru că pe lună îmi intră 100.000, 107.000 și nu, și am 600 de abonați. Deci nu e, asta cade. Păi eu ar trebui ca să-mi intre ăia toți să am măcar 10.000 de abonați. Sau 5.000. Sau 3.000, dar la 600. Pe lună intră unul pe zi, 30 ori 60, 18.000, da, sunt 100.000. Nu merge. Nu e valabilă. Cine știe ce? Trebuie să vă dau adresa de la canal și o băgați pe aia. Și intrați la canal, că... N-are cu... Păi eu, acum dacă eu stau doar pe platformă la YouTube, nu mai sunt colaborator cu ei. Adică am altă rețea, ăia fac legea pe acolo, știu eu ce-a făcut ea. Nu vrea să mai dea nici bani, nu mai răspunde și vrea să le trime cont, nu mai trimite la e-mail. Că la sfârșit îi anulez și îi bag pe ăștia de la YouTube înapoi, cu rețeaua lor. S-ar putea să aveți drept, dar de ce intre tu? Păi nu e vorba, e vorba cum intră ăia 100.000. Vedeți? Cum intră ăia 100.000. Ce scrieți acolo când... Da. Intrați pe YouTube, deschideți caseta aia, nu? Și ce scrieți acolo? Rămân filmele vechi, alea... Ultimele vechi, pe la Briganu și pe... Păi nu, domnule Emil, intrați direct la canal. Păi cum să rămână filme când sunt la încărcare? Eu mă uit, verific canalul. Scrie la încărcare, recente, filmele, tot. Acum le-am pus pe playlist-uri. Aia, n-are cum. Aveți laptopul la dumneavoastră? N-are cum, domnule Emil. Imposibil, ceva faceți care nu merge, îmi curc acolo. Pentru că nu e la abonament, nu e la nimic. Și sunt accesate de 100.000, cum să nu zic. Oricum aici nu e. Mă duc pe jos pe la cădere să vin ce-o. Că n-am fost deloc anul ăsta.